seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la nouă ediție a emisiunii Agentul VIP, o nouă săptămână alături de dumneavoastră, o nouă emisiune plină de lucruri interesante și de revelații. În weekend s-a tot dezbătut în fel și chip o întâmplare prin care a trecut Andreea Marin, care brusc de la stadiu de om care a făcut foarte mult bine prin fundațiile și prin demersurile pe care le-a făcut, a fost suficient ca la un moment dat să o fie înconjurată de niște câini și să fie atacată, pentru ca Andreea Marin să-și arate pur și simplu latura umană, și anume că era frică și că a simțit cu adevărat pericolul și simte nevoia să nu mai fie atacată din nou, astfel încât toți cei care cred că așa se poate face dreptate au sărit la adresa ei. O avem la telefon alături de noi pe Andreea Marin. Bună seara! Bună seara, bună seara! M-ați scris într-un loc unde nu este prea multă liniște, dar sper că m-auziți bine. Iertați-mă, da. nu am fost pregătită. Da, noi știam așa, că o să vorbim la ora 10. Știam că în jur de ora 10, dar în fine nu sunt acasă și sunt într-un loc unde e multă lume. Nu, asta e tot, în rest vă ascult. Ca să nu creadă lumea că te-am luat noi pe surprindere și n-ai știut. Andreea. Nu eram eu, fiindcă azi am vorbit, nu puteam să-mi simt programul și nu puteam fi într-un loc mai liniștit. Așa este. Bun, Andreea, am observat că astăzi foarte mulți oameni au sărit ca să te atace în urma acestui incident pe care tu l-ai avut. Vreau să te întreb în primul rând, ca să înțelegem amploarea fricii care a crescut în tine, câți câini sunt pe strada ta și cât de des te-ai simțit în pericol din cauza lor? Nu, haideți să spun lucrurile exact așa cum au stat, pentru că mie nu-mi plac nici exagerările, nu-mi place nici să spun mai mult decât se întâmplă, însă problema la nivel național este o problemă foarte serioasă. Citeam chiar astăzi o statistică de la Matei Walsh, care spunea că într-unul din anii trecuți peste 16.000 de români au fost atacați de câini, cazuri erau detaliate de copii de 4 anișori, de 2 ani și jumătate, de 6 anișori, care au fost atacați și care au murit, din păcate, de care nu știe nimeni. Nu sunt cazurile atât de cunoscute precum a fost cel al băiețelului Ionut, care a fost dezbătut la televizor, și copiii care și-au găsit sfârșitul din această pricină. Chiar era cazul unei fetițe de 4 ani și ceva, de undeva din nordul țării, care n-a murit imediat, a murit la 2 luni după aceea, pentru că a luat rabia, practic a fost turbat. Deci ceva îngrozitor. Deci lucrurile astea se întâmplă pentru 10.000 de oameni, nu pentru un om sau doi, la nivelul întregii țări. Acum, ce mi s-a întâmplat mie, e o chestiune, să spunem, norocoasă, pentru că am scăpat simplu, fără să fiu cu adevărat mușcată, și nu cred că trebuie să ajungi la asta ca să ai o acțiune împotriva fenomenului. Pentru că, la fel de bine citeam, că numai în București, într-unul dintre anii trecuți, era o statistică nu de anul ăsta, ci într-un de anul trecut, erau 60.000 de câini liberi organizați în 7-8.000 de haite. Pe strada mea se întâmpla încă un alt fenomen. Erau 4 câini, de tale medie, unul mai mare decât ceilalți 3, și încă 2 spre capătul străzii, deci 6 în total, care erau hrăniți de vecini, dar care nu erau îngrijiți de ei în interiorul curților lor. Motiv pentru care ei erau blânzi și buni cu cei care hrăneau, dar nu la fel de blânzi și de buni cu cei care treceau din când în când sau care nu erau de acolo, din acele gospodării. Cu alte cuvinte, nu-i luau în curțile lor, deși au curți mari și generoase, le făcuseră chiar și cuști în afara curții, deci la poartă, pe stradă, însă aveau pretenția că sunt câinii lor. Câinele tău nu poate fi doar pe jumătate. Eu am câine, am 30 de animale, nu numai câine. Domnule, le îngrijesc zi de zi permanent. Dacă ai un câine cu potențial periculos, nu ai decât să-i priponiți și să ieși cu el la plimbare oriunde vrei și în parc, așa cum spune și legea. Dacă ești măcar lângă el și îl ții în leză, tot e mai bine decât să-i dai pur și simplu drumul de dimineață până seara, pe stradă,
și Dumnezeu cu mine. Cine trece, cine are noroc, cine n-are noroc și așa mai departe. Am auzit atâtea adorații în zilele acestea că nici n-are rost să le mai spun. Ca de pildă genul de lozincă, păi, câinele atacă numai oamenii răi. Bun, deci sunt un om rău, am înțeles treaba asta. Să știi că, stai o secundă, Andreea! Omul sau rău, nu trebuie să-mi găsesc sfârșitul așa. Dacă sunt un om rău, există alte pretexte pentru oamenii răi. Trebuie să fie mâncați de câini pe străzi, ca să zic așa. Dar, da? Andreea, dăm voie să aici să întrerup să spun că acum vreo 20 de ani, pe când eram un copil, mă rog, chiar mai mult de 25 de ani, eu stăteam în jurul străzii Popanan, seara când veneam de la școală sau de la meditații, de la matematică, troleibuzul mă lăsa la o stație de casă, mai mergeam pe jos și treceam printre 3 sau 4 haite de câini pe care nu le atacam niciodată. Dar eu știu cum se aude câinele când încearcă și te ratează când te mușcă. Într-o noapte unul nu m-a mai ratat, prin urmare am făcut injecția atâta cât a trebuit ca să scap a doua zi la spital. Sigur, în copilărie și eu am pățit lucrul acesta. Însă, întorcându-mă la realitatea de astăzi, ce s-a întâmplat a fost că am cunoștințe, am oameni care vin la noi săptămânal și care ne-au spus foarte clar, vă rugăm să ne luați din capul străzii, să veniți cu mașina de fiecare dată când venim și să ne luați de la strada principală unde oprește autobuzul, pentru că noi pe această stradă nu trecem pe jos. Un lucru, adică de ce trebuie să trăiesc ca în junglă, să-mi fie frică să ies pe stradă? Un, doi, ceea ce am făcut eu a fost să opresc în fața porților acestor vecini care îi răneau și să le spun cu o săptămână și ceva în urmă că îi rog foarte mult să ia în curte. Că dacă nu iau în curte, eu voi chema autoritățile. Voi face ceea ce face orice cetățean care vrea să se simtă în siguranță pe stradă. Le-am spus, dar n-au vrut să facă lucrul acesta. Atunci să nu se plângă că eu am scris la primărie, așa cum m-a scotit un avocat. L-am întrebat, dom'le, unde se scrie în astfel de cazuri? Realmente nu mă mai lovise de asta și nu știam. Mi-a dat omul o adresă de mail, am scris la primărie și peste o săptămână și ceva au venit. Că acum eu abar n-am ce e în aceste dimpotrivă, chiar la momentul acela nici nu știam exact ce se întâmplă cu ei. Știam doar că sunt autorități plătite din banii noștri care ar trebui să-și facă treaba. Pe de altă parte, eu dacă acționez așa cum scrie la lege, nu trebuie să mă simt vinovată cu nimic. Dar da, cei care au adăposturi și care nu se ocupă de animale așa cum se cuvine, da, ei trebuie să fie sancționați pentru asta. Dar nu e rolul meu să fac asta. Deși acum mă implic mai departe decât atât, pentru că am aflat această poveste, am intrat fără să vreau în ea. Da? Bun. La fața locului, însă, chemat de una dintre vecine bănuie, a sosit și domnul care are un shelter, un, mă rog, adăpost privat, da, undeva mai departe de București, și care a chemat și o echipă de televiziune, deci nu am chemat-o eu, ci a chemat-o el, astfel încât să arate că cei de la primărie care au venit, practic, nu își fac treaba cum trebuie, nu iau câinii în condiții optime pe acolo. Bun, care e vina mea, întreb, în toată această poveste? Pe mine mă interesează să fim în siguranță noi și copiii noștri, pentru că copilul unui avocat de pe strada noastră de 3 ani și ceva a fost atacat de unul dintre acești câini. Deja! Ce așteptăm, de fapt? Ideea e următoarea. Noi trebuie să vedem lucrurile într-o balanță corectă. Oamenii au drepturi, animalele au drepturi. În egală măsură trebuie să ne intereseze ambele direcții. Ce n-am știut până azi, am avut bunul simț, m-am informat, mi-am făcut temele foarte bine. Și astăzi am fost invitată, de exemplu, în emisiune la Teo, da? Și am fost invitată și a fost invitat și domnul de la acest adăpost. Am avut o discuție, a agreat și el că da, acest câine nu trebuie să stea pe stradă. El are acest adăpost în care înțeleg că s-a implicat cu tot sufletul, dar în care are o capacitate redusă, maxim 500 de câini. Ori dacă vorbim de nivelul întregii țări, tocmai v-am spus că numai la București sunt 60.000. Sau erau, în fine, în anul trecut. Acum, oricum mai puțin, poate, 50.000, nu știu, nu i-am numărat. Deci ce poate să facă doar un singur adăpost? E clar că noi trebuie să împingem de la spate autoritățile să-și facă treaba bine. Din banii noștri, până la urmă. Din banul public. Înțeleg că au bugete mari.
Păi să le pună la treabă și să facă treaba așa cum se cuvine. Nu e vina mea ca cetățean că agrez să chem autoritatea și să acționez așa cum ar fi firesc în orice care țară civilizată. Da? Dar mă bucur că s-a întâmplat până la urmă această poveste, pentru că ea s-ar putea să împingă lucrurile de la spate într-un anume fel. Astăzi, în emisiune la Zeu, eu am făcut o analiză simplă. Foarte mulți oameni m-au blamat, m-au înjurat, m-au amenințat cu moartea în zilele acestea. Eu nu mă sperii atât de ușor, nu e prima dată când trăiesc la asta, mai intrat eu și în alte cauze pe care le-am dus cu bine până la capăt și undeva pe la mijloc am intrat în gura celor care, din păcate, mulți dintre ei, nu toți, dar mulți dintre ei mai mult vorbesc decât fac. Și n-am făcut decât o analiză simplă a acestui Facebook numit Cola Cariola și m-am dus exact în capul Facebook-ului unde este un anunț pus luna aceasta, pe 13 iunie, de acest inițiator, care mi s-a părut un om care iubește foarte mult animalele și care spunea, și este acolo, îl puteți verifica mesajul, foarte clar, domnule, sunteți o comunitate de 50.000 de oameni care ați dat like acestei pagini. Vă rog frumos, fiecare dintre voi, puneți 5 lei în contul nostru, iată conturile noastre. Dacă fiecare pune 5 lei, atunci noi putem să întreținem acest adăpost. Dacă nu, nu o să putem să-l întreținem, pentru că iată care sunt nevoile. Și a început omul să zică, curent, îngrijire medicală, aia, și așa mai departe. E, ce credeți? Cât credeți că dintre iubitorii acestea de animale nemaipomeniți, care înjură de mama focului și se amenință cu moartea, au reacționat la modul constructiv să pună 5 lei, nu mai mult? Câți? Păi câți? L-am întrebat astăzi, domn, v-ați uitat în cont? A evitat să răspund, a zis, păi nu știu cât e, cum, dacă ați făcut un apel, cum, n-ați verificat contul să vedeți cât au fost, dar spun eu cum să treaba. Au dat like doar câteva sute, nu știu, 200-300, se poate verifica, și au răspuns prin mesaje doar 90 de oameni. Vai de capul. În comparație cu mesajele în care m-au înjurat pe mine și au fost cu miile. Acolo suntem buni, cu gura mare, să vorbim, să înjurăm, să dăm vina pe altul. Dar hai să vedem la treabă. Eu m-am dus cu un contract în mână, semnat de mine, și îl am înmânat și am spus, dom'le, eu îmi fac. Din ăia 50.000 pe care ți-ai propus, uite, pun și eu 500 de euro. Asta este contribuția mea și sper să fie urmată și de alte gesturi asemenea. M-am uitat pe pagina lui. Deja sunt oameni care scriu, m-a ambiționat emisiunea de astăzi, și vreau și eu să pun deoparte, de chiar am citit acum un mesaj înainte să intru în emisiune la tine, m-am ambiționat să pun 15-20 de lei în fiecare lună pentru a sprijini un astfel de adăpost. E? Ce spui de asta? Deci se poate. În loc să dăm cu bățul în alții, în loc să căutăm doar să jignim sau doar să vorbim fără să cunoaștem legea, pentru că ei nu știu un lucru foarte important. Există legea care spune că dacă un stăpân nu preîntâmpină un atac al propriului câine asupra altcuiva, riscă închisoare de la 6 luni la 3 ani sau o amendă în funcție de gravitatea atacului. De ce se pun acești oameni în acest pericol? Eu nu înțeleg. De ce nu cunosc regulile de conviețuire de mult timp până la urmă? E logică. Nimeni nu vrea să-și lase copilul să se joace pe stradă în fața casei dacă sunt câini care îl pot ataca. Și de ce trebuie să ne fie frică de asta? Pe scurt, noi putem fi constructivi și le-am spus să vedem câți oameni vor face gestul ăsta. Vă rog, domnule, să fiți transparent și să ne arătați peste o lună câți dintre cei 50.000 care v-au dat like la pagină chiar donează așa cum eu vreau să fac astăzi. Să vedem câți. Da. Andreea, de fapt, cu siguranță că tot acest val care a venit împotriva ta a venit în urma faptului că tu ai fost filmată, nu știu dacă cu acordul tău, și tu zice, eu m-am luat ce trebuie să acționez ca să mă apăr arme legale dacă îi mai văd afară și mă atacă vreunul, eu acționez. Să nu vă plângeți apoi că i-am omorât, îmi pare rău. Nu. A fost scos din context ceea ce am spus eu. Eu le-am spus o ipoteză. Dom'le, eu am ales, despre asta era vorba în poveste, eu am ales să chem autoritățile. Adică ce ați vrea? Uite, mi-am luat arme legale și să vin să-i omor pe câinele. Asta ați vrea? Asta era înțelesul. Bineînțeles că nu mi-a luat nicio armă. Am un spray pe care nu l-am folosit.
ce să fac cu el? Că dacă vin trei dulei pe tine, cred că mai fac ceva cu spray-ul ăla, ai fi în serios. Ai zis nu fac nimic. Plus că nu văd de ce trebuie să ies eu din casă, ca în junglă, pregătită cu arcul și pe geaca. Nu, domnule, sunt într-o stradă în apropierea Bucureștiului. Nu trebuie să fie frică să ies din casă, nu trebuie să mă înarmez pentru asta. E corect. Da? Da. Ai deci spus... asta e vorba. Ce-mi pare rău este că mi-am ieșit din fire, efectiv mi-am ieșit din fire și bineînțeles și aici s-a tăiat video frumos, a făcut unul care se vedea bine pentru alții. Mi-am ieșit din fire în momentul în care, în discuția cu unul dintre vecinii ăștia, o vecină mai exact, ea îi spune polițistului de față cu mine, îi spune, domne, garantez eu că ea n-a fost atacată. În momentul ăla, sincer, îți spun, mi-am ieșit din fire. Adică spune-mi față că ping. Adică n-am fost atacată. Am înnebunit eu peste noapte, că nu puteam să nebunesc de 3 ani încoace de când sunt câinii acolo. Am înnebunit fix astăzi și brusc mi-a venit mie asta să chemă autoritățile. Fără niciun motiv. Și mint, n-am fost atacată. Da. Și garantează ea. Cum garantează ea? În momentul ăla mi-am ieșit din fire. Recunosc și chiar îmi pare eu. Nu trebuia, sincer, să cobor la nivelul afirmației ei. Trebuia să-mi văd de treaba mea, dar mi-am ieșit din fire ca orice om. Și hai să nu mai fim atât de pudici, că nu știu care dintre noi n-a zis odată o vorbă mai pipărată la lege. Dar, mă rog, asta nu e un motiv de mândrie, ca să fim sincer. Te-au atacat vecinii că n-ai grijă de cățelul tău, care arată bătrân, deși e foarte tânăr. Vai de mine și de mine, asta nici nu merg să discut asta. Azi am fost cu cățelul la Teo. Deci, mi s-a părut de-a dreptul, cum să zic, atât de mică această minciună incredibilă. Cel mai tare lucru a fost să spună că noi lăsăm iarna afară și că iau îngheța exact piciorușele și că ținem în lanțuri și așa mai departe. Păi câinele acesta este un câine care nu rezistă afară. Să ne înțelegem bine, el este un câine de interior. Deci el nu poate sta iarna afară pentru că moare. Punct. Și de aceea noi îl ținem numai în casă iarna. Îl scoatem 2-3 minute numai când are nevoie. Bineînțeles, însoțit de noi. Deci asta e o glumă proastă. Și nu mai știu ce se inventeze. Dovadă că își doresc să facă rău pur și simplu, dar să-i vedem că fac și bine acum. Uite, eu să spunem că în ochii lor sunt un om rău ăla adaptat de scris, care nu face nimic bun. Ei, uite, m-am răzgândit. Am văzut cum stă treaba, am înțeles-o și am dreptul să repar, da? Și am greșit. Și am început să repar. Vreau să-i văd și pe ei că fac același lucru. Că ce... cu gura mare putem fi toți. Important e să fim și cu fapta pe măsura vorbelor. Ce mi s-a părut cu adevărat, cum să spun, cumplit, a fost că a apărut o petiție online în care vorbește de limbajul suburban, atitudinea belicoată la adresa altor cetățeni implicați în incident și chiar a vecinilor săi, precum și instigarea la ură oarbă și nejustificată împotriva animalelor, dar și comportamentul general dotat de vedeta ulterior accidentului și modul în care a interacționat cu oamenii revoltați de atitudinea sa pe rețele sociale sunt complet incompatibile cu imaginea unei persoane publice. Să mă dea în judecată pentru asta, nicio problemă. Să mă dea în judecată. Petiția fiind făcută... Să mă dea în judecată și rezolvă. Petiția fiind făcută pentru Irina Radu ca să nu mai zgăzduiască emisiunea la TV, pentru că să considerăm că doar niște brute fără nicio urmă de umanitate. La TV de mult. Deci sezonul a avut 10 emisiuni. Punct. S-a terminat. 1, 2, cred că exact asta are de rezolvat acum conducerea Televiziunii Naționale. Să ne înțelegem bine. N-au decât să mă dea în judecată și vedem acolo. Nu dorim ca TVR să remunereze pe bani publici din banii noștri o brută, dacă și tu ai, adică... mi s-a părut că acest mesaj a fost făcut de un om bolnav psihic, după părerea mea. Deci n-ai cum, adică conflict, eu n-am văzut, nu te-am văzut ucigând vreun animal și atunci ăia, că stăpânii câinilor care l-au omorât pe Ionuț Anghel, ăia ce mai sunt dacă tu ești brută? Ăia sunt Hitler, sunt Mengele, ce sunt ăia? Nu, ce să mai discutăm? Nici nu are rost cu astfel de oameni, nici nu merită să intri în dialog, că oricum n-ai cum să-i convingi, ei sunt atât de departe duși în extremă, că n-ai cum să-i convingi. Pe de altă parte, sunt și oameni care gândesc, care au creier și care... cum să spun, pot analiza, pot cântări niște argumente și pot acționa, se pot răzgândi, chiar dacă au crezut într-un fel, se pot răzgândi, își pot da seama, stai, domnule, treaba nu e chiar așa, care sunt argumentele pro, care sunt argumentele contra, și avem de făcut
în situația în care suntem cu 10.000 de oameni, 10.000, am rămas mască azi când am citit statistica de la Institutul Matei Balș. Cei care au declarat, atenție, că sunt și care nu se duc la doctor. Sunt mușcați, nu știu și nu se duc. Ăștia să ia înregistrat și declarat. Așa este. Mai mult, astăzi am văzut și acel caz al doamnei avocat din Galați, care a câștigat un proces. Exact, este primul caz câștigat în țară, la noi. Este vorba de o doamnă avocat, al cărei copil era cu tăticul jos în fața blocului. Tăticul s-a întors să rezolve ceva, era lângă garajul lui, să ia ceva de acolo. Deci e vorba așa, de un minut, două, nu de mai mult decât atât. Și când s-a întors, copilul lui scâncea și când s-a întors către el, copilul era tras în jos, avea 2 ani și 4 luni. Atenție! 2 ani și 4 luni copilul. Fusese mușcat deja în mai multe locuri de un câine care acum îl trăgea de haină în jos spre pământ. Tatăl speriat s-a dus, a îndepărtat câinele normal, l-a lovit, că n-a avut ce să facă și nu e un lucru plăcut, dar a trebuit să-și salveze copilul, a spus la spital. A durat câteva luni recuperarea acestui copil, care, după cum povestește doamna avocat, care este și mama lui, a rămas cu grave traume psihice, adică ea descrie totul, îi puteți intra pe Facebook-ul ei, avem... o să-i pui numele de pe Facebook, ca oamenii să poată intra și să verifice cazul. Că avem chiar mărturia doamnei într-o fereastră, da? Te ascultăm, da. Continuu. Cum se numește doamna? Denisa? Nu mi-am spus numele de familie. Stai că îți spun imediat. Denisa, da, imediat îți spun și eu. Da, și eu am un lapsus acum. Da, continuă povestea, spune imediat. Vă rog, când colegii vă spun, să spuneți exact numele, ca ei să intre pe pagină și să verifice tot ce a spus doamna undeva în martie. Pe 3 martie, dacă nu mă înșel, anul acesta, pentru că a câștigat procesul după o lungă bătălie și după ce a fost șicanată chiar de către colegii ei, avocați din primărie. A câștigat primul proces din țară în care i s-a dat dreptate și, mă rog, primăria trebuie să-i plătească, pentru că n-a acționat împotriva câinilor comunitari, 10.000 de euro acestei mame. Dar, sigur, acești bani nu pot rezolva problema de sănătate a copilului, acești bani nu pot rezolva o traumă, acești bani nu puteau rezolva nimic dacă se întâmpla mai rău decât atât și tăticul nu se întorcea după 1, nu se întorcea după 3. Familia se numește Familia Bordei. Familia Sunete Bordei, dar ne interesează numele contului de Facebook, ca oamenii să poată intra. Da, da? Să căutăm pe Facebook. Numele este altfel, da? Scrie în partea de sus a mesajului, da? Da. Deci lucrurile se întâmplă la un alt nivel, la nivel întregii țări. Nu vorbim aici de un admis adăpost care are o capacitate limitată. Noi vorbim de întreaga țară unde se întâmplă lucrul ăsta. Și tot astăzi, pentru că m-am documentat foarte bine, am văzut un anunț, de exemplu, dintr-un spital din Piatra Neam, dacă mă știu, sau Botoșani. Am totul, am un dosar întreg, în care spitalul anunța: aveți grijă, faceți tot posibil să nu fiți mușcați de câini, pentru că nu mai avem vaccinul antirabic. Deci dacă ajungeți la noi, pe scurt, nu avem vaccinul să vi-l facem. Da. O altă fetiță, tot din acea zonă a țării, a fost mușcată de câini, a fost la spital și, după 2 luni, a murit din cauza surbării. Fetiță de 4 anișori. Deci nu te joci, domne, cu așa ceva. Nu te joci. Dacă ar fi să ne luăm după acești mari iubitori de animale, la care nu fac nimic concret, nu toți, repet, să nu se simtă ofensați cei care fac. Să se simtă ofensați aia care doar vorbesc și nu fac nimic. Da? Nu adoptă câini, nu iau în curtea lor, îi țin cel mult în fața curții și nu donează să ajute una de poți. Adică nici una, nici alta. Nu fac nimic, în schimb, în foarte buni oratori, ca să zic așa. Da? Da. Despre asta e vorba, pe scurt. Da, îți mulțumim foarte mult pentru amănunte. Eu mulțumesc. Numai bine, o seară bună. O seară plăcută în continuare. Un caz la care trebuie să reflectăm. Mi-aduc aminte că atunci când a fost omorât și mâncat de câini Ionuț Anghel, am găzduit foarte multe ediții în care și am văzut foarte multe emisiuni în care oamenii se atacau cu o patimă absolut incredibilă. Dacă copilul dumneavoastră ar fi mâncat, s-ar putea să vă gândiți de două ori în momentul în care faceți treaba asta. Și, repet, cine n-a fost mușcat odată, să se gândească de două ori dacă spune sau nu, sau dacă o atacă pe Andreea Marin.